să văd iubire dacă mă iubești. Și iubire de la tine să văd dacă mă iubești, nu mă mai iubești bine. Silviu Prigoan profită la maxim de programul de vizită al copiilor hotărât de instanță după divorțul de Dacă weekendul trecut băieții au fost într-o nouă vacanță cu mama lor la Herculane, la acest sfârșit de săptămână i-a venit rândul omului de afaceri să petreacă timp cu cei doi. Eram la cățărări astăzi, aveam program la plouă și am venit la munt să ne cumpărăm echipamente pentru Germania. Plecăm în Germania și ne-am cumpărat haine, că nu mai sunt bun, hainele sunt strânte, gata, în 6 luni. Mai ales ăsta dolofanul, nu te doare, că ai mâncat fasole tare. Micuții au început ziua pe gheață, unde tatăl i-a dus ca să facă puțină mișcare. Spunea în câteva zile că băieții în gheață în prezența dumneavoastră, i-ați adus ca să se obișnuiască cu temperaturile scăzute? A, nu, vreau să scoatem un sortiment de înghețată, pentru că în gheață vreau să scoatem înghețata Edward și înghețata Maximus. S-au descurcat. Perfect, dar sunt niște copii absolut normale. Uitați-vă, noi cu balele din gură la niciunul. Sunt copii normali, puțin obosiți, într-adevăr, că de azi dimineață am cam obosit. Cei trei bărbați Prigoană au văzut apoi o expoziție Lego și s-au distrat de minune într-un loc de joacă pentru copii. Caruselul a fost însă cel mai interesant. În carusel acolo ați urlat, ați... Am țipat, ne-am filmat, a fost foarte frumos. Doar că n-ați mai urlat de mult la nimeni. Păi nu am urlat niciodată. Cea care urla în casă era altcineva. Dar mă rog, acum e liniște că a părăsit incinta și acum e o liniște desăvârșită, ne putem desfășura activitățile într-un mod armonios. Despre ultima călătorie la Herculane, dacă ați aflat ceva, noi avem niște imagini de paparații în care îl urcă pe unul dintre băieți în portbagaj. Știu că face gesturi inconștiente. Mă rog, atâta poate, atâta face. Nu poți să faci asemenea chestii. Dar nu mai contează unde se duce, da. Rămân intrigat că pentru o oră de piscină trebuie să faci 500 km duș, 500 întors. Când era foarte simplu, se lasă la mine să facă piscină de 5 ori pe zi, sau de câte ori vor. Și ați făcut de când au venit la dumneavoastră, adică de ieri? Ori și astăzi mai facem o dată, asta am făcut patinoar. Dimineața trebuia să mergem puțin la piscină, dar ne-am trezit un pic cam târziu și ne-am grăbit să ajungem la patinoar. Deci copiii ați sesizat și dumneavoastră, nu suferă de absolut nicio boală, nici măcar mucii nu le curg după două rânduri de bazine ieri. Sunt perfect sănătoși, nu au nevoie de nimica, de niciun fel de tratament. Singurul tratament care au nevoie amândoi e sport, nu sport. La mol, Prigoan a stat aproape 5 ore cu cei mici, timp în care a fost nedezlipit de ei. Câteva ore ați avut răbdare cu ei, cum rezistați? Cum faceți față? Cum vă încărcați cu energie? Nu, anul trecut am stat 100 de zile singur cu ei, nu o zi. Am fost plecați în Germania 10 zile, numai eu cu ei. Am fost la Salina, la Pride, am fost la Salina, la... Turda, am fost la munte, la schi, am fost singur cu ei, numai cu ei. Când sunt eu cu ei, sunt foarte cuminți. De când ați slăbit, aveți mai multă energie, nu? Nu cred, nu mă simt așa foarte energizat. Dar acum cu noile tipuri de înghețate, că am înțeles că copiii îngheață în prezența mea, voi avea mult mai multă energie. Milionarul își va putea încărca bateriile în Germania, unde va petrece 20 de zile de vis împreună cu cei doi copii. Instanța i-a permis să plece cu ei în vacanță. Oricum, e limpede că și cei mici se simt bine în compania tatălui lor. Tu nu mă mai iubești, știu eu. Nici tu nu mă mai iubești, gata. Dar să văd iubire dacă mă iubești. Și iubire de la tine să văd dacă mă iubești, nu mă mai iubești bine. Asta e iubire înghețată.